măsuri de urgență. Reacția jandarmeriei după ce un surdomut a fost amendat pentru ce a scandat lozinci la congresul PSD. Comandantul jandarmeriei române, colonelul Sebastian Cuco subliniere, a cerut efectuarea unor verificări de urgență referitoare la modul în care a fost întocmit un proces verbal de sancționare a unei persoane cu deficiențe auditive care a participat la protestul organizat în ziua de subliniere urii congresului PSD. Comandantul jandarmeriei române, colonel Sebastian Cuco subliniere, a ordonat direcției control din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române să fac verificări în regim de urgență la Direcția General de Jandarmi a Municipiului București subliniere T, cu privire la modul în care a fost întocmit un proces verbal de sancționare a unei persoane cu deficiențe auditive, persoană care din imaginile prezentate în spațiul public a participat la o acțiune de protest în data de 10 martie 2018, se arată într-o postare pe pagina de Facebook a Jandarmeriei Române. Potrivit sursei citate, rezultatele verificărilor vor fi prezentate public.